fază extraordinară făcută de nemțeni, practic de unul singur acest Velici a trecut ca prin brânză. 1-0 pentru Ceahlăul Piatra Neamț, minutul 26, Genu Velici reușește să punteze, 1-0 pentru Ceahlăul. Incredibil, un jucător de 20 de ani acest Velici, aflat la al doilea meci în acest sezon pentru Ceahlăul, însă un jucător cu niște calități tehnice deosebite, vedem demonstrate și la această fază, a trecut de numai puțin de 3 oameni, Velici și a subtilizat mingea printre picioarele lui Marinescu, extraordinară acțiune. Ceahlăul conduce cu 1-0, asta după ce a fost dominată vreme de o jumătate de oră. Iată un puști care promite 20 de ani pentru acest, pentru suporterii rămași în tribune. Vă spuneam că au fost mulți care au plecat. Marinescu a vrut să... Oh, gol! Gol! Minutul 91! ...pentru Dandea, care era destul de liber în 9 metri. Egalează Dandea în minutul 91. Practic, cei de la Ceahlăul sunt prăbușiți după acest gol. O minge acum pentru Lucanovici, nou intrat. Iată, dintr-un alt unghi